Conflict deschis între reprezentanții unei asociații și administrația locală din Cernavodă. O persoană a intrat în greva foamei și acuză autoritățile locale de abuz pentru că în urmă cu câteva zile au anulat contractul de concesiune al unui teren pe care din anul 2000 funcționează un adăpost pentru animale. Noi o numim și așa și este un abuz grav. De ce spuneți că este un abuz? Care este abuzul? Abuzul constă în deciziile astea luate. Nu. Un abuz că v-a luat terenul. Da, este un abuz că ne-a luat terenul. Este un abuz că și-a construit 21 de semnături în acel dosar cu punctele prin care noi am... 21 de semnături de la cetățenii din zonă. Da, la cetățenii din zonă și nu prin conștiința lor liber consimțită. I-au forțat că le taie ajutoarele sociale să semneze. După cum o să vedeți, noi o să demarăm și un dosar împotriva lor. Bărbatul susține că are în îngrijire peste 400 de câini și pisici. Aici sunt adăpostite, au trecut prin acest adăpost din anul 2000, cam 850 de câini. Câți câini mai sunt acum în momentul ăsta? 400 de vieți, câini și pisici. Peste 400 avem carnete de sănătate. Pe de altă parte, autoritățile locale susțin. Vom găsi o soluție nu pentru rămânerea în funcție a acestui refugiu, pentru că nu mai depinde de mine, eu sunt doar primar. Cei care au hotărât sunt cei din Consiliul Local și eu trebuie să execut. Să execut ce? Rezilierea contractului pentru terenul pe care dumnealor acum îl ocupă. Și cu asta rămâne să vedem ce facem mai departe, cum rezolvăm detaliu problema câinilor de acolo, eventual a integrării dumnealor ca și viitor de animale într-un proces mai îndelungat de gospodăria câinilor fără stăpân și a celor din curți. Contractul de concesiune a fost anulat în ședința de Consiliu din data de 28 ianuarie a anului în curs. Ca urmare a acestei hotărâri de Consiliu, asociației s-a pus în vedere faptul că are la dispoziție 14 zile pentru a elibera terenul și a-l aduce la forma de dinaintea preluării în concesiune. Cum se va finaliza acest conflict rămâne de văzut.